Să vedem acum ce previziuni putem face pentru nativii berbec pentru restul lunii. Avem aspecte, spuneam, interesante. Vom vorbi astăzi și despre acest fenomen, despre această perioadă, spuneam, de trecere între luna plină și luna nouă, despre ingresul soarelui învărsător, despre detensionarea foarte interesantă. Aș vrea chiar să menționăm acest lucru, detensionarea Saturn-Neptun, care mai ales pentru berbeci, având în vedere că Neptun este pe ultima lor casă astrologică, se va simți fără doar și poate. Cu siguranță. Și despre această conjuncție interesantă și a Mercur-Pluton, să vedem cum le putem interpreta. Deci pentru berbeci. Să povestim de la început că telespectatorilor mai neinițiați în această sublimă artă astrologică, faptul că nu există berbeci puri, în sensul că vorbim despre persoane care au planete la naștere, respectiv soarele sau luna sau ascendentul, Și să restul zicem. se pot afla Da, diverse și zodii. se pot potența, deci este o caracteristică mai generală, mai specifică pentru berbeci. Berbeți pur sânge nu există, însă pentru cei care au această puternică caracteristică, putem vorbi despre această pregătire, în primul și în primul rând, planeta lor, planeta Marte, războinicul, de fapt este planeta motivației, acțiunii, a voinței, a sexualității, dacă vrem, deci planeta care dă motoarele, care bagă combustibil în Planeta acțiunii berbeci. și a reacțiunii, da. Exact, acțiunii și reacțiunii și planeta care a stat până acum sub apă, în sensul că Da, a stat în în pești. ultima casă a berbecului în pești și se pregătește, cum spuneam, pe 29 să Adică de iasă de două ori acolo. într-un semn de apă. Exact, Da. exact, deci dublu semn de apă și iată, pe 29 berbecii de-abia pot spune că în sfârșit, frate, viața capătă sens și culoare pentru ei. Însă, mergând pe partea pozitivă, totuși, cu aceste planete în casa a 12-a, având în vedere că e și nodul sud pe acolo, poate vorbim un pic în seara aceasta minunată și despre nodul sud și Chiron în pești, este vorba de o perioadă foarte bună prin care berbecii au trecut de dezintoxicare, de renunțare, de detașare, de un fel de let go, un fel de. Sigur că acțiunile lor nu aveau consistență și exact ca dădeam exemplu celor care fac antrenament la karate în mare, pentru că mișcările sunt foarte greoaie, dar aceste mișcări greoaie de fapt te pregătesc pentru situații reale din viață și atunci berbecii în continuare sunt invitați să stea un pic pe ei, cu ei să mai stea o leacă, așa, să mai mediteze oarecum la sensul vieții și la direcțiile acțiunilor pe care vor să le întreprindă, pentru că de pe 29 Da. apare lansarea de pe portavion, clar. Da. Deci încă o perioadă de meditație, de hai să vedem, hai să scăpăm din viața noastră de ceea ce este, să zicem, nu necurat, ci Nepotrivit. nepotrivit, Da. plecând de la relații până la situații de viață, sentimente, vinovății, etc. Sigur că berbecii, pe lângă chestia asta cu planetele din casa 12, au simțit în ultimul timp și o mare presiune la serviciu cu această conjuncție Soare-Pluton, conjuncție care se desface. Soarele va intra în vărsător din data de Și da, 19. cu siguranță niște transformări impuse. Absolut, niște transformări impuse și. Poate chiar legat și de zona financiară, Exact. pentru că cu siguranță nativii berbecă trebuie un pic să se repoziționeze profesional Da, cred că au și fost financiar. împinși un pic spre această repoziționare, dacă nu au simțit o oarece presiune, niște sarcini care veneau de niciunde, dar care implicau prea mult. Între timp, soarele desface această conjuncție, se duce în vărsător. Urmează o perioadă interesantă pentru berbeci în ceea ce privește proiectele și speranțele de viitor. Deci chiar dacă acțiunile încă sunt greoaie până în 29, e foarte bine să înceapă să se gândească. Eu dacă aș fi berbec sau aș avea multe chestii pe acolo și m-aș recunoaște în ceea ce povestesc acum, aș lua o foaie de hârtie și începând cu data de 19, aș sta jos și mi-aș face niște proiecte de viitor, aș visa. M-aș merge pe idealuri, pe aspirații, pe ce aș putea să fac eu, ce am vrut eu dintotdeauna să Da, pe fac și acum, proiecte. pe Da. proiecte. Da. Deci, cam asta este pentru berbec ceea ce văd eu major. Altfel știm că suntem într-o plină opoziție Jupiter-Uranus, berbecii sunt foarte dornici de independență. Vizați direct Exact, vizați de direct această poziție. de această opoziție, da, și se pune în continuare problematica aceasta a relațiilor, pentru că ceea ce au nevoie berbecii acum pentru a-și exprima acest val
de libertate și de în acțiune, da, de Uranus, de câțiva ani, de când a intrat, 2010-2011, atunci a intrat, da, e să permită să intre în viața lor relații noi și prospere și îmbelșugate. Adică, având în vedere că Venus e în casa lor a 12-a, cu Neptun, da, și da, cu Marte, e o perioadă în care ei trebuie să renunțe la niște relații vechi, inutile, sau niște relații în care au stat în vinovăție și așa mai departe. Care sau nu le asigură progresul. Care nu le asigură progresul, să gândească la faptul că pentru a aduce ceva nou pe această masă, trebuie să înlături ceea ce este vechi. Da. De aici concluziile și le trage fiecare. Deci eu așa văd pe tovarășii din Berbec, care le urez foarte mult succes. Da, este exact cum spuneai, o săptămână în care deciziile ar trebui luate într-un mod destul de bine determinat și hotărător, pentru că nu putem ignora aceste aspecte tensionate pe Uranus, care pe ei vizează în mod direct, acum mai mult decât oricând, pentru că și Soarele prinde această quadratură și va urma și în urma conjuncției Mercur-Pluton, despre care vorbeai, iarăși această quadratură pe Uranus, și Uranus opus cu Jupiter, și Jupiter la rândul lui quadrat cu Pluton și cu Soarele acum. Deci iată o încrengătură adevărată de quadraturi și o opoziție puternice pentru nativii Berbec, dar în același timp cuplată, combinată și cu foarte mare aglomerare cu acest stelium în casa a 12-a, casa credinței și a liniștii sufletești pentru ei. Ce concluzie putem trage de aici pentru nativii Berbec este că poate fi o săptămână și un sfârșit de lună destul de perturbat de o necesitate interioară de a transforma ceva, de a se repoziționa, de a avea o altă atitudine față de orice fel de provocare. O perioadă, nu putem să nu le spunem că este o perioadă destul de marcată de provocări, de oameni care s-ar putea să-i atragă în tot soiul de, cu tot soiul de propuneri, care de care mai variate și mai colorate, dar nu neapărat toate marcante pentru destinul lor. Practic ar cam trebui să facă diferența între lucruri care sunt puternic pe destinul lor și lucruri care vin doar ad hoc, aleatoriu și care nu fac decât oarecum să-i deturneze de la drumul corect. E minunat că mi-a adus aminte, tocmai spuneam la începutul emisiunii că am ascendentul RAC și mai uit niște chestii la început până îmi dau drumul. Uitasem de această quadratură Marte-Saturn, da, care este un eveniment, da, da, și care evident că îi vizează în special pe Berbeci, pe Berbeci, dar și pe Capricorn, în fine. Și că tot vorbeam de relații, trebuie să fie foarte atenți, că încă motoarele nu s-au și pornit. Și pe zodiile gazdă ale lui Saturn. Și pe zodiile gazdă, evident. Adică săgetători pești. Și săgetorii și pești, exact. Și aici se cere o, cum să zic eu, o tăiere a pisicii, cum ai spus tu. O echilibrare, decizii, de energie. O echilibrare, da, de energie și... Adică Marte vine cu focul, Saturn vine cu ceea ce este mai rece oarecum. Da, așa le văd și eu. Partea bună a lucrurilor este următoarea. Ți-am povestit că eu sunt inginer la origini și printre altele porneam motoare și întotdeauna când un motor pleacă, ca să plece, deci ca să plece rotorul, trebuie să existe o așa numită quadratură, adică o dinamică de forțe între câmpul statorului și cel al rotorului. Fără această dinamică niciun motor nu pleacă. Da. Că după aia se intră în trigon și în un dolce farniente, e ok. Dar la început trebuie să existe o tensiune. Aceste tensiuni sunt foarte bune. Dau un start, dau un început. Și vorbeam noi, povesteam de această quadratură, această relație pe care planeta voinței și planeta maestru Saturn o fac, așa, și care mi-aduc aminte de proiectele începute în vară când cei doi s-au bibilit împreună în săgetător și au demarat niște proiecte noi. Deci ar trebui să ne gândim un pic, bă frate, ce făceam eu prin vară la sfârșitul august? Ce am început, la ce m-am gândit? Pentru că acum trebuie luată o decizie în acel sens. Acum trebuie să ne repoziționăm, cum spuneai tu. Pentru că este prima quadratură, este primul pătrar al acestei relații. Și e o perioadă foarte frumoasă dacă verbecii stau și meditează la treaba asta. Cu alte cuvinte, a trecut și pentru ei perioada aceea de ușor dezechilibru. Vorbeai, ca o concluzie, vorbeai despre acest Marte în casa 12-a, practic guvernatorul lor și guvernatorul casei 1 pentru ei în casa 12-a, arată un oarecare risc de a ascunde ceva sau de a se ascunde, de a fi mai introvertiți, deși Uranus rămâne în semnul lor, trebuie să traverseze niște probe care le vor aduce până la urmă mai multă liniște sufletească, în ciuda faptului că sunt atât de tulburați cu tot soiul de evenimente exterioare care într-un fel parcă trag de ei
să intre în tot soiul de acțiuni. Există riscul neînțelegerii semenilor, un alt aspect pe care îl solicită aceste planete în casa 12-a, să-și înțeleagă, să fie mai compasional, să-și înțeleagă mai bine semenii. Ar putea fi și un anumit tip de indecizie, pentru că tot casa 12 este și o casa confuziilor, dacă există tensiune, există o tensiune între Chiron și Saturn și între Marte și Saturn. Deci partea de indecizie care îi vizează în mod direct pe berbeci, de asemenea, trebuie luată în calcul. Ei sunt, propriu zis, în această perioadă obligați să-și găsească liniștea interioară. Nu toate zodiile au această problemă. Ei o au. Ei au specific pe izolare un pic și pe căutarea liniștei. Și orice greutate duce la frământări în această perioadă. Le putem spune că nicio greutate nu vine fără o zonă de frământare interioară, iar acest Venus conjunct cu Neptun oferă participare, expansiune și le dă șansa de a intra la un nivel foarte profund în relații cu propriile lor emoții și sentimente. Foarte multă energie însă care nu corespunde planului real. Deci ei ar trebui să facă ceva cu acest plan real. Pot apărea preocupări strict fictive, trebuie să facă diferența între ficțiune și realitate. Clar. Și acest Marte în semisextil cu Uranus, care pentru ei arată împletirea dintre acțiune și reacțiune, ceea ce vorbeam mai devreme, și progres Uranus, ca atare o șansă de revalorizare și de integrare spirituală, dar și o ușoară stare de intoleranță pentru cei care nu au același tip de preocupări cu ei. Deci s-ar putea să fie mai intoleranți dacă anumite persoane nu au același tip de preocupare.